Iubiți frați și surori, s-a citit în seara aceasta parte din fulminantul discurs pe care Fiul lui Dumnezeu l-a rostit în Săptămâna Mare pe Muntele Măslinilor. Dacă citim cu atenție capitolul 24 și apoi capitolul 25 din Evanghelia după Matei, vom înțelege că practic Mântuitorul a rostit cuvintele acelea în urma unei provocări, dacă pot spune așa, care a venit din partea ucenicilor. Înțelegem că ucenicii erau și ei impresionați și admirau clădirea templului de la Ierusalim. E vorba de cel de-al doilea templu pe care Erod cel Mare l-a extins. Trebuie să fi fost o clădire extraordinară. Biblia spune că ucenicii s-au apropiat de Domnul și au arătat clădirea templului. Iar Domnul nostru a spus, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și mintea ucenicilor a zburat la sfârșit. Ei credeau că va fi un sfârșit al tuturor lucrurilor și se gândeau că acea clădire se va dărâma și se va termina cu ea la sfârșit. Dar evident că Domnul avea în vedere anul 70 după Hristos, atunci când generalul roman Titus, cu armatele sale, a asediat, apoi a cucerit Ierusalimul și a dărâmat până la temelie templu. Știți că de atunci și până astăzi, evreii nu au un templu. Se pregătește construirea celui de-al treilea templu, care, după înțelegerea noastră, va juca un rol important în vremea sfârșitului. Mântuitorul a vorbit despre sfârșitul templului, și apoi a vorbit despre sfârșitul viacului. Când ucenicii au auzit că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, l-au întrebat pe Domnul, spune-ne când va fi sfârșitul viacului? Care vor fi semnele sfârșitului? Și Domnul Iisus Hristos a prezentat multe din semnele sfârșitului și apoi a vorbit despre parte dintre evenimentele care se vor succeda la sfârșit. Și despre unul dintre evenimentele sfârșitului vorbesc în această seară cu ajutorul Domnului. Evenimentul care pe noi ne interesează cel mai mult. Și să vă spun sincer, mă gândesc la el, îl aștept și înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că dacă voi avea parte de el, celelalte le voi privi dintr-o altă perspectivă, dintr-o altă poziție. Care este evenimentul pe care îl prezint în seara aceasta, despre care Domnul nostru a vorbit destul de mult? Răpirea. Plecarea la cer a Bisericii Domnului Iisus. Și primul verset citit în seara aceasta, Matei 24, versetul 36, Domnul nostru spune, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. De-a lungul istoriei, de-a lungul anilor, au fost oameni care au îndrăznit să stabilească o zi în care va avea loc marele eveniment, în care Domnul va veni după biserica sa. Au stabilit date în care biserica va pleca la cer și toți au rămas de rușine. Marea taina lui Dumnezeu rămâne a lui. Omul muritor n-ar trebui să îndrăznească să stabilească data. Nu are cum. De-a lungul anilor a fost curios să văd ce au în vedere sau cum s-o codesc anii și vremurile, aceia care au stabilit data venirii Domnului Iisus. Și mi-am dat seama că au forțat lucrurile pe aici, pe acolo, pentru că este imposibil, oricât de informat ai fi, oricât de bine cunosc Sfânta Scriptură, să spui în anul cu tare, în ziua cu tare, va veni Domnul Iisus Hristos. Eu vă chem în seara aceasta să lăsăm lucrurile așa cum sunt scrise. Despre ziua aceea
Și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și sunt atâția îngeri. Și Dumnezeu păstrează ascunsă data, ziua și ceasul în care va trimite pe Fiul Său să ia biserica sa. Dar în seara aceasta, cuvântul pe care l-am ascultat citindu-se, ne cheamă să veghem și să ne pregătim pentru ziua aceea, ca nu cumva să ne ia prin surprindere. Nu cumva Domnul nostru să vină și noi să rămânem jos. Am spus de multe ori și spun și în seara aceasta. Ce mare durere și ce mare rușine ar fi pentru mine să vină Domnul și să rămân în Bujac, acolo în Arad. Când mă știu oamenii de acolo că de o viață predic despre venirea Domnului Iisus. Și în sfârșit evenimentul să fie avut loc și eu să fi rămas jos. Cum m-aș justifica? Ce le-aș mai spune oamenilor? Datoria noastră este nu să stabilim date, ci să ne pregătim pentru marele eveniment. E marele secret al lui Dumnezeu. Dar Mântuitorul în predica aceea de pe munte, de pe muntele măslinilor, ne-a lăsat patru imagini la care vreau să ne uităm în seara aceasta și din fiecare să învățăm ce înseamnă a veghea. Pentru că trebuie să fim găsiți veghind la venirea Domnului Iisus Hristos. Prima imagine. Lumea din vremea lui Noe. Potopul din vremea lui Noe. A doua imagine. Tabloul acela cu hoțul care vine să spargă casa și să fure ce este în ea. A treia imagine este tabloul cu robul bun și credincios, dar și cu robul rău care nu-și face datoria. Și a patra imagine este pilda celor 10 fecioare. Și aș vrea pe scurt să ne uităm la cele patru imagini și de fiecare dată să concludem arătând în contextul respectiv ce înseamnă pentru mine ca și credincios a veghea. Cum trebuie să trăiesc? Cum trebuie să gândesc? Care trebuie să fie preocupările? Pentru ca venirea Domnului să nu mă găsească nepregătit. Nu cumva arhanghelul să sune din trâmbiță și eu să rămân jos. Nu cumva să se închidă ușa și să bag cu disperare la ușa închisă de stăpân și să spun, Doamne, Doamne, deschide-mi și mie. Acesta e rostul acestei seri. Eu cred că și dumneavoastră, ca și noi din România, credeți că Domnul va veni. Amin. Cel ce vine va veni și nu va zăpovi. Amin. Noi nu mai avem răbdare, uneori ne pierdem răbdarea. Dar vă spun în seara aceasta cu siguranță, Domnul este în grafic. El nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Are o îndelungă răbdare pentru voi și pentru noi toți. El vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și acum să luăm cele patru imagini la rând. Prima imagine. Lumea și potopul din vremea lui Noe. În predica de pe muntele măslinilor, Domnul Iisus Hristos a spus, cum a fost în zilele lui Noe, aidoma va fi și în zilele Fiului Omului. Cum s-a întâmplat atunci, așa se va întâmpla și la venirea Domnului Iisus. Cum a fost în zilele lui Noe? Potopul de ape a venit peste lumea de atunci, cam la anul 1650 de la creație. Biblia ne spune pe scurt cum erau oamenii și cum era lumea de atunci.
În primul rând erau necredincioși și neascultători de Dumnezeu. Apoi erau materialiști, interesați numai pentru viața de aici. Mâncau, beau, sensurau, se măritau și nu erau interesați de propovăduirea lui Noe. Apoi Biblia spune că pământul era plin de silnicie. Silnicie înseamnă violență. Și apoi oamenii erau stricați. Practic ce a declanșat mânia lui Dumnezeu, apoi ce spune Geneza la capitolul 6, primele versete. Fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit cu fetele oamenilor. Nu intru și nu vă spun cum înțeleg eu versetul acesta, dar oricum este vorba de căsătorii interzise, nepotrivite. Căsătorii interzise de Dumnezeu. Datorită păcatelor și datorită necredinței, Dumnezeu a hotărât să distrugă orice formă de viață terestră. Și a trimis Dumnezeu potopul acela de ape. 40 de zile și 40 de nopți. A ieșit apă din pământ și a căzut apă de sus. S-au deschis tăvilarele cerurilor și s-au rupt izvoarele adâncului celui mare. Și cei mai înalți munți au fost acoperiți de ape. 150 de zile, spune Biblia, apele au fost mari pe pământ și orice formă de viață a fost distrusă. A supraviețuit potopului de ape, Noe și familia lui și evident animalele care au fost în arca aceea de salvare. Și Domnul spunea, cum a fost în zilele lui Noe, va fi și în zilele Fiului Omului. Înainte ca să vină Domnul Iisus pe norii cerului după biserica sa, omenirea va arăta cum a arătat atunci. Și vă întreb, generația noastră, oamenii vremurilor noastre, sunt ca cei de atunci? Generația lui Noe, oamenii de atunci, erau necredincioși și neascultători de Dumnezeu. Erau materialiști, preocupați și interesați numai despre viața de aici. Vă întreb, sunt așa contemporanii noștri? Domnul Iisus spunea, când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Noi trăim aceste zile. Tot mai puțină credință. Secularismul vrea să-L scoate pe Dumnezeu din mintea și inima omului. Și tot mai adesea auzim spunându-se că ne descurcăm și fără Dumnezeu. Apoi oamenii, într-un mod exagerat, să preocupați de cele pământești. Trebuie să muncim ca să trăim. Avem familii și trebuie să le întreținem. Avem nevoie de bani. Dar trăim vremurile în care banii sunt măsura tuturor lucrurilor. Cei bogați calcă peste cadavre. Și nu interesează ce se întâmplă în stânga, în dreapta, în jurul lor. Sunt interesați doar să devină mai bogați și mai bogați. Lumea este materialistă. Apoi, în vremea de atunci, pământul era plin de silnicie. Oamenii erau foarte răi. Cum sunt oamenii de astăzi? Cum este lumea de astăzi? Tot mai mult aud spunându-se în România, niciodată oamenii n-au fost răi cum sunt astăzi. Răutatea era mare pe pământ atunci și toate întocmirile din inimile oamenilor erau îndreptate înspre rău în fiecare zi. Oamenii sunt tot mai răi în vremurile noastre. Atunci era multă violență pe pământ. Astăzi și mai ales din septembrie 2001 se spune tot mai mult și tot mai des că terorismul este una dintre problemele planetei. Atunci se vorbea despre Al-Qaeda. Mai nu se vorbește mai mult despre Statul Islam. Organizația teroristă Boko Haram din Nigeria. Și mai sunt și altele.
Atunci pământul era plin de silnicie. Astăzi este plin de violență și terorismul este o problemă reală pentru toată planeta. În vremea lui Noe se oficiau căsătorii vinovate înaintea lui Dumnezeu. Nepermise de acela care a instituit familia. Ce se întâmplă pe planeta Terra, mai ales din anul 2000 încoace, este cutremurător. Eu am pregătit pentru anul trecut la o conferință tema familia în vremea postmodernă și am căutat date și informații și vă spun sincer, am înțeles că practic de atunci gândirea a fost mai dinainte, dar de atunci au început parteneriatele civile, apoi căsătoriile între persoane de același sex și așa mai departe. Asta e lumea care ne-a trăit. O lume care se prăbușește. O lume într-un declin moral și spiritual fără precedent. Și Domnul spunea, cum a fost atunci, va fi și la sfârșit. Va fi și în zilele Fiului Omului. Atunci, Noe era o excepție. Era un om credincios și temător de Dumnezeu. Asta ne spune că se poate. În Epistola către Evrei citim despre el. Când noi a fost înștiințat despre lucruri care nu se vedeau încă, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot prin care și-a salvat viața. Până la Noe nu plouase pe pământ. Un abur, spune Biblia, se ridica și uda vegetația. Și Dumnezeu i-a spus lui Noe, voi pedepsi pământul prin potop de ape. Construiește o arcă de salvare. Și a construit-o după proiectul primit din cer, de la Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am citit într-o carticică despre concluziile unui inginer german care a spus dimensiunile și forma aerodinamică a acelui chivot, a corăbiei lui Noe, a fost desăvârșită. Nu se putea ceva mai perfect pentru ceea ce urma să vină. Ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Noe a fost înștiințat despre lucruri care nu se vedeau încă. Dar plin de o teamă sfântă, a construit corabia de salvare și le-a spus contemporanilor săi că vine potopul. Dar ei își vedeau de viața lor. Răi, violenți, stricați, interesați doar despre viața de aici. Și a venit ziua în care s-a împlinit ceea ce a spus Noe. Și noi a fost salvat. Ceilalți au murit înnegați de apele potopului. Dragii mei, Domnul spunea, cum a fost atunci, va fi și la sfârșit. Cum s-a întâmplat atunci, se va întâmpla și la sfârșit. Pentru noi a existat o corabie de salvare. Și pentru noi există o corabie de salvare. Știți care este această corabie? Iisus Hristos. El este Salvatorul. El este speranța noastră. Și cu ocazia aceea Domnul a spus atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Unul rămâne și unul pleacă. Răpirea, venirea Domnului Iisus, îi va despărți unii de alții. Pe aceia care ani sau zeci de ani au fost împreună. Domnul vorbind despre sfârșit. A surprins, a fost foarte exact când a spus
Într-un loc pe pământ va fi noapte când va avea loc răpirea. În altă parte va fi dimineața pentru că femeile macină la moară dimineața. În altă parte va fi ziua la amiaza mare că bărbații sunt la câmp ziua. Chiar și precizia aceasta pentru noi contează. Pentru că atunci nu erau cunoștințele care sunt astăzi. Dar Domnul a spus cum s-a întâmplat atunci se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Contemporanii lui Noe n-au știut nimic. Au fost luați prin surprindere. Știți de ce n-au știut? N-au vrut să știe. Nu i-a interesat. I-a interesat să mănânce și să bea. Și să petreacă. Crezând că totul se rezumă la ce se vede, ce percepem cu cele cinci simțuri ale noastre. Foarte mulți la venirea Domnului Iisus vor fi luați prin surprindere. Pentru că nu vor să știe. Nu vor să se uite în Scripturi și să vadă care sunt semnele sfârșitului. Dar noi suntem din aceia care suntem preocupați. De ce urmează să se întâmple? Aparținem Domnului Iisus. Am intrat în corabia de salvare. Și îl așteptăm pe El. Să vină să-L și n-am vrea să fim luați prin surprindere. Chiar dacă nu știm nici ziua, nici șasul. Ca oameni credincioși, facem ce a spus Domnul Iisus când a vorbit despre sfârșit. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Ce înseamnă a vegea? Dacă ne gândim la imaginea aceasta cu potopul din vremea lui Noe, înseamnă să fim credincioși și nu necredincioși. Să nu ne potrivim chipului viacului acestuia. Să nu fim materialiști și să fim duhovnicești. Să nu fim violenți și să fim buni. Să ne păzim de tot ceea ce mi se pare că este păcat. Și ca lideri creștini, să nu acceptăm niciodată ceea ce Dumnezeu nu acceptă. Noi a fost singur. Dar astăzi suntem o perioadă a Harului. Și sunt mult mai mulți care țin la adevăr. Chiar dacă mulți se compromit. Există mii pe suprafața Pământului care sunt gata să moară pentru credința Domnului Iisus. Și nu trec peste ceea ce este scris în Scriptură. Domnul spunea pe muntele măslinilor, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată, iar aceia care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu vor avea parte de răpire la venirea Domnului nostru. A doua imagine. Imaginea cu hoțul care vine să spargă casa și să ia valorile care sunt în ea. Sigur, nu Domnul Iisus Hristos este hoțul. Diavolul este hoțul. Pavel spune că venirea Domnului, ziua Domnului, va veni ca un hoț. Și noi trebuie să vegem, să avem mare grijă. Datorită necredinței și păcatului, să nu cumva pierdem ce avem. Pentru că vine Domnul. În primul rând trebuie să veghem. Ca nu cumva să pierdem mântuirea. Apostolul Pavel spune, duceți mântuirea voastră până la capăt, cu frică și cu cutremur. După părerea mea, una dintre cele mai periculoase învățături de astăzi. Și vine un principal din America de Nord. Vine un principal din America de Nord. Este aceea că odată ce a fost mântuit, nu mai poți pierde mântuirea. Fals. Domnul a spus, dacă mlădița nu aduce rod, este tăiată și aruncată în foc. Duceți până la capăt mântuirea. Dacă odată mântuirea nu se poate pierde mântuirea, Pavel n-a fi vorbit în felul acesta. Noi trebuie să avem mare grijă.
să nu pierde mântuirea. A primit-o prin credință și n-am plătit niciun ban. E mai ușor să primești mântuirea decât să o păstrezi, să o duci până la capăt. Dar a veghea în contextul acesta înseamnă să ai mare grijă să trăiești prin credință, să te păzești de păcat și să păstrezi mântuirea pe care ai primit-o. Să o ducem până la capăt. Apoi trebuie să avem mare grijă să nu pierdem dreptul de întâi născut. În Epistola către Evrei, la capitolul 12, îi se spune nimeni să nu fie curvar sau lumesc ca și Esau, care pentru o mâncare și-a pierdut dreptul de întâi născut și apoi n-a mai primit nici binecuvântarea din partea tatălui său. A fost mântuit prin credință și a primit dreptul acesta de întâi născut. Dreptul de a pleca la cer la venirea Domnului Iisus Hristos. De a auzi sunetul acela de trâmbiță. Și a zbura pentru a-L întâlni pe norii cerului, pe Domnul Iisus Hristos. Să avem mare grijă. Nu cumva pentru o mâncare, pentru o plăcere, pentru bani, pentru glorie trecătoare sau pentru orice altceva. Să ne pierdem dreptul acesta de întâi născut. Vă aduceți aminte cât de tare, cu câtă durere a pierdut Esau, a plâns Esau, că a pierdut dreptul de întâi născut. Și Biblia spune în Luca, la capitolul 13, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, cei rămași afară vor bate cu disperare la ușa închisă de Domnul Iisus și vor zice, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și nu li se va deschide. Acelora care și-au pierdut dreptul de întâi născut, dreptul la răpire. Apoi trebuie să avem grijă să nu pierdem Duhul Sfânt cu care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Asta înseamnă a vedea în contextul acesta. Diavolul este hoțul care vrea să ne jefuiască și să ne distrugă. Să ne facă, să ne determine ca prin necredință și păcat să pierdem mântuirea, să pierdem dreptul de întâi născut, să pierdem Duhul Sfânt cu care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Dar Domnul, prin cuvântul Său, în seara aceasta ne cheamă la veghere. Și a veghea înseamnă să păstrăm și să avem grijă. Deci ceea ce am primit prin credință de la Domnul nostru, nu știm la care straje din noapte se va întoarce Domnul Iisus. Dar fie că se va întoarce la a doua straje sau la a treia straje din noapte, ferice de acela pe care îl va găsi veghind, având o viață de rugăciune și de post, de înfrânare, o viață de luptă, lupta credinței. Ferice de acela pe care venirea Domnului îl va găsi veghind. Va auzi chemare, va auzi glasul acela dumnezeiesc. Va zbura la cer. Îl va întâmpina pe Domnul. Va fi mireasa mielului. Și pentru vecii vecilor va fi împreună cu mirele Iisus Hristos. Asta înseamnă a veghea. În contextul acesta, asta înțelegem din imaginea aceasta pe care Domnul Iisus a prezentat-o pe muntele Măslinilor. A treia imagine este tabloul acela cu robul credincios și înțelept și robul rău. Biblia spune că robul credincios și înțelept dă hrană slugilor sale la vremea hotărâtă și îl așteaptă pe stăpânul să se întoarcă. Iar robul rău zice, stăpânul meu zăbovește. Și-și bate tovarășii de slujbă și mănâncă și petrece cu bețivii și cu oamenii care nu se tem de Dumnezeu. Eu cred că Domnul prezintă imaginea aceasta în mod deosebit pentru slujitor, pentru aceia care lucrează în Împărăția lui Dumnezeu. În un sens mai larg, toți lucră și toți trebuie să lucră. Dar în mod deosebit, cred că Domnul îi atenționează pe păstori, pe predicator,
pe învățătorii de școală duminicală, pe dirijori, pe aceia care slujesc în casa lui Dumnezeu. Și vedem, dacă ne uităm la lumea contemporană, că sunt destui de mulți care vorbesc și trăiesc în așa fel încât te întrebi. Oare omul acesta, oamenii aceștia, mai cred că vine Iisus? Mai cred că va fi un sfârșit al tuturor lucrurilor? Și vedem păstori și preoți și slujitori care se comportă în așa fel încât nu dovedesc că au credință în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi suntem chemați să veghem. Să fim ca robul credincios și înțelept care dă rană slujilor sale și îl așteaptă pe stăpânul să se întoarcă. Și într-adevăr, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu așa face. Își face datoria. Stă în locul în care Domnul l-a așezat. Dă hrană turmei. Are în vedere și mielușeii și oițele și oile. Și chiar dacă mulți din jurul lui se îndoiesc de realitatea, de adevărul revenirii Domnului Iisus, el îl așteaptă pe stăpân să se întoarcă. Și știe sigur că va fi o judecată de răsplătire care urmează imediat după răpirea bisericii la cer. Să ne ajute Domnul pe toți să fim ca robul credincios și înțelept. Amin. Din cuvântul Domnului Iisus Hristos. Să lucrăm pentru Domnul din toată inima. Nu pentru slavă de șartă, cum spuneam și azi dimineață. Nu ca să fim apreciați de oameni și lăudați de ei. Nu pentru a primi răsplătiri în acest viac. Pentru că viacul acesta se apropie de încheiere, se apropie de sfârșit. Să fim ca robul înțelept și credincios din cuvântul Domnului Iisus, care și-a făcut datoria, s-a achitat de toate datoriile, de toate datoririle lui. A dat hrană slujilor și l-a așteptat pe stăpânul. Și ferice de el va fi la venirea Domnului Iisus. Dar vai de robul rău care nu-l așteaptă pe stăpânul, devine ca lumea, crezând probabil că niciodată nu se va împlini ce spune Biblia. El va ajunge în iad, spune cuvântul lui Dumnezeu, în locul acela de pedeapsă eternă. A vedea în contextul acesta înseamnă să stai în locul în care Dumnezeu te-a așezat. Să nu râvnești la o altă poziție. Să-ți înțelegi chemarea, să lucrezi cu talanții pe care îi ai, cu darurile naturale și supranaturale pe care le-ai primit de la stăpânul tău. Pentru că atunci când Domnul va veni la judecata de răsplătire, vom fi judecați și recompensați în funcție de cum ne-am îndeplinit datoririle și cum am lucrat cu talanții, cu darurile pe care le-am primit de la Dumnezeul nostru. Asta înseamnă a veghea. Să nu-ți îngropi talentul. Să lucrezi, Domnul cere de la tine cât ți-a dat. Dar robul înțelept și credincios știe că Domnul va veni și încearcă să-ți facă datoria cât mai bine, să lucreze eficient. Și Domnul să ne ajute să fim rob credincioși și înțelepți. Să știm că stăpânul nostru se va întoarce și să ne pregătim pentru ziua aceea și să ne pregătim pentru ceasul acela. A patra imagine, pilda celor 10 fecioare. Cuvântul Domnului ne spune că atunci împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu, se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în îndeplinarea mirelui. Ce înseamnă a veghea în contextul acesta? Biblia vorbește despre 10 fecioare. 5 erau înțelepte și 5 nechipzuite. Toate 10 erau fecioare
Și toate 10 aveau candele. Adică, din punct de vedere spiritual, în Noper nu s-au compromis. În sensul că nu s-au logodit cu altcineva. Pavel scrie în 2 Corinteni 11 cu versetul 2: sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. V-am logodit cu un bărbat și vreau să vă prezint, să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Toate cele 10 erau fecioare. Toate cele 10 aveau candele. Și candela simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Fecioară și candelă. Fecioară și cuvânt. Știți ce făcea diferența între fecioarele înțelepte și fecioarele nechipzuite? Undelemnul. Și oricum am vrea să interpretăm pilda aceasta, nu cred că putem ajunge la o altă concluzie decât că undelemnul reprezintă Duhul Sfânt. A vechea în contextul acesta înseamnă să te uiți în fiecare zi în candela ta. Să vezi dacă este un delem. Să fii interesat de plinătatea Duhului Sfânt. Un delemnul este acela care prin ardere produce lumină. Și Biblia spune că venirea Domnului va avea loc la miezul nopții. E vorba aici de miezul nopții păcatului. La miezul nopții s-a auzit strigarea: iată mirele, ieșiți în întâmpinare, nechipzuiți a celor 5 fecioare. Stă în faptul că nu s-au îngrijit să fie un delemn în candelele lor. Iar fecioarele chipzuite au avut un delemn în candelele lor. Și un delemnul a făcut diferența. Cele 5 au vegheat. Chiar dacă au ațipit și ele. Pentru că vremurile erau extraordinar de grele. Și noi spunem din când în când: e tare greu. Dacă nu mai aveam puterea pe care o aveam altă dată. Nu mai suntem în clopot. Cum eram altă dată la Arad, la Sâmbăteni. În România. Ne-am răcit și parcă ne-am stins. Sunt vremurile extrem de grele. Presiunea asupra noastră este foarte mare. Diavolul știe că mai are puțină vreme. Răgnește ca un leu. Și vrea să ne distrugă. Dar noi trebuie să veghem. Adormisem, dar inima înveghea. A veghea în contextul acesta înseamnă să ai grijă. Să ai candela plină cu un de lemn. Pentru că vine Domnul. Și dacă ești creștin și nu ești plin de Duhul Sfânt, vei rămâne jos. Oricât de bine ai cunoaște cuvântul Sfânt, dacă nu ești plin de putere, dacă nu ești plin de Duhul lui Dumnezeu, rămâi aici. Și nu vei pleca și nu vei face parte din mireasa Domnului Iisus Hristos. La miezul nopții, spunea Domnul, s-a auzit strigarea: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și fecioarele chipzuite au ieșit, s-au dus în întâmpinarea mirelui Iisus Hristos. Biblia ne spune că întâlnirea Domnului cu biserica sa va avea loc pe norii cerului. Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, însuși Domnul cu un strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Ne vom duce să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, în trupuri nemuritoare. În trupuri asemănătoare trupului înviat al Domnului Iisus Hristos. Ne vom duce să-L întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh. Apoi vom fi mireasa Lui. Și nedespărțiți de El,
va fi pentru vecii vecilor. Domnul spunea că El va veni la miezul nopții păcatului. Nu știm ziua, nu știm ceasul când va veni Fiul Omului, dar știm că va veni. Vedem semnele sfârșitului împlinindu-se. Le vedem oriunde ne uităm. În lume, ne uităm la oameni, ne uităm la popoare, la împărății, ne uităm la natură. Vedem că ceea ce a spus Domnul despre vremurile sfârșitului se împlinește până în cele mai mici detalii. Și în seara aceasta, cuvântul Domnului ne cheamă să veghem. Pe noi care suntem pe calea pocăinței, ne cheamă să veghem. Iar pe cei nemântuiți, întâi cheamă să primească mântuirea. Să primească dreptul de întâi născut. Să primească iertarea păcatelor. Să primească Duhul Învierii și să devină copii al lui Dumnezeu. Și apoi să vegheze împreună cu noi. Este cineva în seara aceasta aici nemântuit? Sunt sigur că sunt. Poate între copiii fraților. Poate oameni care vin la biserică și poate chiar sunt botezați. Dar încă sunt nemântuiți. Seara aceasta este o seară de har. Domnul este aici. Ușa încă este deschisă. Hristos te cheamă. Te așteaptă și te primește. E gata să-ți ierte păcatele și să te mântuiască în seara aceasta. Poate sunt persoane aici care vin de multă vreme și încă n-au luat cea mai importantă decizie a vieții lor. Aceea de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Mi-aduc aminte că în ultima duminică din aprilie 2011 am fost invitat să predic Evanghelia Domnului la un botez în apă de o biserică de pe Valea Jiului. Și am fost invitat și un grup cu nume bun să cânte. Și știți cum e, cântăreții buni cu nume adună foarte mulți oameni. Și mi-aduc aminte că deși era încă în aprilie, era vreme frumoasă și nu numai casa de rugăciune și curtea era plină. Și Domnul a dat un har deosebit. Ne-am bucurat cu frații, când s-a terminat, eu am plecat spre Arad, ca să ajung după masă la noi la biserică. Și am ajuns undeva pe Valea Mureșului și păstorul acelei biserici m-a sunat. După ce m-a întrebat cum e drumul, unde am ajuns, mi-a spus, frate, iertați-mă, n-am avut răbdare până mâine. Am vrut neapărat să împărtășesc marea bucurie pe care o am cu dumneavoastră. Și m-a întrebat, v-ați uitat la cei care au filmat botezul? Erau mai multe camere de luat vederi, am văzut, am realizat treaba asta. Dar nu i-am studiat, m-am uitat cu mare atenție la fiecare persoană care filma. Zic, m-am uitat la ei, dar nu în mod deosebit. L-ați remarcat cumva pe unul mai tânăr, așa, care are, pe unul mai tânăr, zic, l-am remarcat, are 32 de ani. Și mi-a spus, după ce s-a terminat totul, a venit la mine. Era un tânăr foarte bun, meseriaș, care a mai fost de câteva ori la noi în biserică. Este poate cel mai bun om în domeniul acesta din zona noastră. Și spunea, ori de câte ori vine sezonul nunților, toți ar vrea să-l angajeze pe el să le filmeze evenimentul. Și a mai fost de vreo două ori la noi și am stat de vorbă odată cu el. Și mi-a spus, domnule pastor, într-adevăr, e adevărat ce se predică aici, asta e calea, eu știu, dar eu încă nu mă pot decide, nu pot face marele pas, din cel puțin două motive. În primul rând, dacă m-aș pocăi și m-aș boteza, n-aș mai câștiga atâția bani cât câștig din meseria aceasta. Și apoi, odată după ce am plecat de la dumneavoastră, am discutat cu părinții mei și le-am spus, ar trebui și noi să facem pasul acesta, să ne botezăm și să ne pocăim. Și părinții ne-au spus, te desmoștenim dacă te pocăiești. Și la o discuție anterioară, ați reținut,
acest tânăr i-a spus păstorului, am aceste două piedici și nu pot lua această decizie. Dar după duminica aceea cu botezul, vinerea aprilie 2011, când s-a terminat programul, s-a dus și a spus, frate păstor, vă rog să mă treceți primul pe lista pentru următorul botez. Chiar dacă aș ajunge sărac, chiar dacă m-am desmoștenit părinții, vreau să aparțin Domnului Iisus Hristos. Vreau să fiu mântuit. Vreau să-mi numele scris în cartea vieții. Vreau să fiu răpit la venirea Domnului Iisus. Și păstorul m-a sunat să mărtășească împreună cu mine această mare bucurie. În iunie 2012 am avut o conferință la Arad și mi-am adus aminte de ce mi-a spus pe telefon și l-am întrebat pe păstor, spune-mi, ce face tânărul acela de 32 de ani? A rămas la hotărârea pe care a luat-o atunci? Sau a fost un entuziasm, o emoție de moment? Și mi-a spus, fratele, a rămas la hotărârea pe care a luat-o? Deja este botezat și în apă și cu Duhul Sfânt. Și am zis, mărit să fie Domnul. Amen. Anul trecut, tot la sfârșitul aprilie, așa s-a potrivit, am fost din nou în acea biserică, tot la un botez în apă. Și după ce am predicat Evanghelia înainte ca să se dea la botezul propriu, păstorul s-a ridicat și a spus, frate Moise, el este firma botezului și de data aceasta. El este acela despre care v-am spus și care data trecută s-a hotărât pentru mântuire. Am stat de vorbă puțin cu el după aceea. El s-a și căsătorit între timp, aștepta al doilea copil. S-au mai muiat părinții, pentru că așa sunt părinții. Evident că nu este muritor de foame, pentru că Dumnezeu îl binecuvântează. Nu știu dacă a pierdut sau nu a pierdut ceva din punct de vedere pământesc, dar știu ce a câștigat. Dreptul de prin născut, statutul de copil al lui Dumnezeu, este un cetățean al cerului și s-a alăturat bisericii care îl așteaptă pe mirele ei. Este cineva în seara aceasta aici nemântuit? E cineva care nu l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui ca Domn și Mântuitor personal? Seara aceasta e o seară de har. Ușa mântuirii este încă deschisă. Domnul este acela care mântuiește, iartă păcatele și scrie numele în cartea vieții. Eu sunt mesagerul lui în seara aceasta, robul lui pentru tine. Și te chem, fă pasul în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia Domnului, trăiește veșnic. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Și apoi vă spun dumneavoastră, frații mei de credință, mă adresez dumneavoastră care mai de mult sau mai recent ați venit pe aceste meleaguri. Rămâneți la ceea ce este scris. Să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Profețiile despre sfârșit sunt de actualitate. Domnul a enumerat mai multe semne ale sfârșitului. Și dacă ne uităm la Ierusalim și ne uităm la poporul Israel, la ce se întâmplă acolo? Observăm că sfârșitul este aproape. Dacă ne uităm la evenimentele din Orientul Mijlociu, ajungem la aceeași concluzie. Dacă urmărim ce se întâmplă în Europa, în Statele Unite, oriunde pe pământ, zicem același lucru, Domnul este la ușă, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Îl aștepți tu pe Domnul Iisus? O cântare veche pe care o cântam în România spune, mai mult decât așteaptă străjerul dimineața, mai mult decât așteaptă ostașul biruința, truditul în serare, logodnicul, logodnica pe mire, mai mult decât toți aceștia, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Nu știm nici ziua, nici ceasul în care va veni Domnul după noi. Dar suntem siguri că va veni. N-a rămas piatră pe piatră acolo la Ierusalim.
din clădirea celui de-al doilea templu. Ce a spus Domnul s-a plinit până în cele mai mici detalii. Vedem că lumea de astăzi este aidoma cu lumea din vremea lui Noe. Dar cum sunt eu? Cum ești tu? Noi suntem în lume, dar n-ar trebui să fim ca lumea. N-ar trebui să ne potrivim lumii, chipului veacului lumii acesteia, niciun fel. Nici ca viață, nici ca îmbrăcăminte. Nici ca gândire, nici ca filozofie de viață. Pavel spunea, pentru mine a trăi este Hristos. A muri este un câștig. Ai gândirea aceasta? Te uiți tu în sus de unde va veni izbăvirea? Sau ți-ai fixat privirile la ceea ce este trecător și la ceea ce va arde odată? Domnul ne cheamă la veghere. Și spun în final ce rezultă din cele patru imagini pe care le-am prezentat din predica de pe muntele Măslinilor a Domnului Iisus Hristos. A vedea înseamnă a avea credință. A vedea înseamnă să nu fii cum este lumea contemporană. Oamenii sunt materialiști, caută banii, distracția, viața bună, plăcerile trupești și așa mai departe. Noi trebuie să ne înfrânăm, să ne uităm la Scriptură ceea ce este permis și să trăim adevărul și să-L spunem din toată inima. Oamenii din vremea lui Noe, ca și oamenii de astăzi, erau și sunt răi, stricați, dar noi ar trebui să avem mare, mare grijă, mintea să ne fie curată. Inima să ne fie curată. Niciun cuvânt stricat să nu ne iasă din gură. Și să urmărim sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. A vechea înseamnă a rămâne în corabia de salvare. A rămâne în Iisus Hristos. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Îi aparținem Lui și suntem în deplină siguranță. A vechea înseamnă să păstrăm, să avem grijă ce am primit prin credință de la Domnul Iisus Hristos. Să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Cei mai mulți oameni nu mai au teama aceasta sfântă de Dumnezeu. Asta e marea problemă a vremurilor noastre. Generațiile trecute se temeau mai mult decât de Dumnezeu. Dar Biblia spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. A vechea înseamnă să ai grijă de mântuire, să te temi de Dumnezeu, să nu pierzi dreptul de întâi născut, să nu pierzi Duhul lui Dumnezeu cu care ai fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. A vechea înseamnă să-ți faci datoria ta slujitor al lui Dumnezeu, păstor, predicator, conducător, om cu un talent, cu doi, cu cinci talanți, să îți faci datoria și să fii un rob credincios și înțelept ca să care îl așteaptă pe stăpânul. Și a vechea înseamnă să ai un de lemn în candelă. Și ca să avem un de lemn în candelă, trebuie să ne rugăm în fiecare zi. Când se organizează stăruință la biserică, să mergem la stăruință, chiar dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, cu ani sau zeci de ani în urmă. Pentru că noi consumăm din un de lemnul Duhului Sfânt. Și când rodim roada Duhului, și când facem lucrarea Domnului și îmbătăniile spirituale. De aceea este nevoie în fiecare zi să fim reumpluți cu Duhul Sfânt. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să fim preocupați de cele sfinte. Să nu încercăm niciodată să stabilim ziua și ceasul în care se va întoarce Domnul nostru, dar uitându-ne cu atenție la ce se întâmplă în lume. Și în același timp, uitându-ne cu atenție în Scriptură, să realizăm că sfârșitul este aproape, răpirea este aproape și Domnul nostru se va întoarce. Și grija noastră să fie, să fim gata. La oricare strajă din noapte se va întoarce Domnul nostru. Noi să fim gata și să fim pregătiți. Și vă doresc tuturor să aveți parte de ceea ce Petru spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. El ne cheamă pe toți să ne punem toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. În harul răpirii la cer
și doresc acest har să ne-l dea Domnul tuturor la venirea sa. Amin. Amin.